Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Călătorii cu Gust. Invitata mea de astăzi este Ana Dabija, fondatoarea proiectului Safe Chișinău. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea să vorbim despre Chișinău, despre Chișinăul de altă dată, poate și despre Chișinăul de astăzi. Vreau pentru început să spui radioascultătorilor noștri de unde a venit această idee de a readuce în prim plan, eu știu, frumusețea Chișinăului? Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. De unde a apărut ideea? Nu știu dacă a fost o idee sau a fost un plan de-al meu. A apărut pur și simplu din dorința de a vedea Chișinăul altfel. Cum îl vedeai până a începe proiectul ăsta? Până începe nu-l vedeam, asta era problema. A, nu-l vedeai deloc, da? Adică i-am început să observ, de fapt, după călătorii în orașe precum Lvov, în Ucraina. Mm. Adică mă gândeam, Ucraina, practic, nu aveam atât de multe diferențe, mă rog, la general vorbind. Și mă gândeam că am fost într-o călătorie în Lvov, observam detaliile și nu știu cum, după ce m-am întors acasă, am început să văd că și noi avem anumite clădiri istorice, elemente mai altfel. Și atunci a început toată aventura asta. De când? Din ce an? Cred că din 2015, atunci cred că am făcut și prima mea poză, care o am și azi, este cred că una din cele mai reușite poze. Cumva ți-ai scos-o așa și ți-ai înramat-o? Nu, dar ori a rămas așa în memorie și... A rămas în memorie și pe Facebook. A fost una, după asta am făcut o pauză enormă de făcut poze prin Chișinău. Mm-hmm. Și după asta am reînceput. Te-ai apucat, da, la greu. La modul serios, să zic. Da, știi, tu ești cunoscută prin faptul că fotografiezi și aduci oamenilor, mai ales din rețelele de socializare, ușile vechi ale Chișinăului. Deși, răsfoind blogul tău, am văzut că nu doar despre uși vorbești și povestești istoria lor, ce se ascunde și în spatele ușilor, ci și despre clădirile vechi și clădirile de altă dată ale Chișinăului nostru. Da, mersi că ai observat asta. De obicei, da, se asociază cu proiectul ăsta, nu știu dacă e proiect, mai multă idee, cu ușile vechi. Uh-huh. Pur și simplu, probabil că asta a intrat în, nu știu, în vizorul, nici nu știu dacă pot să spun a publicului, a fost ceva mai popular, probabil pentru că până acum nu a făcut, nu știu, nimeni nu s-a ocupat de asta, dar chiar n-am avut nicio... Adică chiar nu mă axam doar pe ușile vechi. Deci, dar nu ai avut intenția cumva să scoți în evidență asta și să te faci remarcată anume prin realizarea fotografiilor a ușilor vechi? Nu, ușile vechi pur și simplu îmi plăceau foarte mult. Ca element al clădirilor, cred că este elementul care cel mai mult iese în evidență, în unele cazuri, nu toate cazurile. Uh-huh. Și am început să-l fotografiez rând pe rând, apoi cu străzile, apoi s-au oferit băieții să facă o aplicație în care adaugă punctele astea pe hartă. Uh-huh. Și, dar n-a fost ceva planificat, pur și simplu așa a fost mersul lucrurilor. Bănuiesc eu și așa, uitându-mă la lucrările tale, cumva, știi, foarte multă lume fotografiază clădiri vechi sau niște edificii care cumva se remarcă din multitudinea blocurilor pe strițe din municipiul Chișinău, dar tu ai găsit, pe lângă faptul acelei clădiri vechi, ai găsit acel element definitiv. Știi cum detaliile fac diferența. Da. Uite, mie mi se pare că această formulă este adaptată și perfect și pleată perfect la tot ceea ce faci tu. Chiar dacă aducem prin plan și clădirile vechi și străzile frumoase ale municipiului Chișinău, iată că ai găsit acel element definitoriu. Da, mersi. Nu știu dacă eu mi-am pus astfel ideea asta, problema, nu știu dacă... Probabil că da, probabil că țin să-ți dau dreptate, adică în momentul în care scoți ceva în evidență, altfel privești lucrurile, nu știu. Poate asta este și, eu știu, succesul tău, dacă vorbim despre un succes anume,
chiar dacă tu nu ți-ai pus un obiectiv anume că să scoți acest element în evidență, dar iată prin viziunea ta de artist, da? Prin viziunea ta de un locuitor al municipiului Chișinău care, eu știu, vede altfel străzile și clădirile orașului nostru. Te-i? Mulțumesc, desigur. Nu știu dacă nu trebuie să exagerăm. Clar că sunt, mai sunt, sunt cred că mulți oameni care, cum spuneai și tu, tu inclusiv, probabil că. Da, eu tot în 2016 sau în 2017, eu mai mult m-am axat, adică mi-au atras atenția ușile, dar și foarte multe ferestrele anumitor clădiri, pentru că am început să fac mai multe mișcare și mergeam pe jos. Încerc și acum să merg mai mult pe jos, să las mașina așa la locul de parking. Pe de o parte mă bucur faptul că nu există locuri de parcare peste tot unde și-ar dori fiecare cetățean al municipiului Chișinău sau al Moldovei. Uite, dacă am un loc de parcare hăt undeva, am posibilitatea să merg și să admir orașul Chișinău. Da, de fapt asta și probabil că m-a făcut să observ mai mult faptul că merg mai mult pe jos, adică e un lucru atât de simplu, când mergi pe jos începi să vezi orașul cu tot altfel, mai ales în weekend sau în moment sau în zile de gen Paște, Crăciun, când sunt mai puține mașini, da, mai puține mașini. Da, și practic nu este nimeni, știi? Da, și mai puțină atunci, lume. Da. Și atunci începi să observi multe, multe alte lucruri. Dar într-adevăr, cum zici tu, mers pe jos, ajută. Exact. Care a fost feedback-ul primelor, eu știu, lucrări realizate de tine din partea celor utilizatorilor Facebook, din partea apropiaților, eu știu, a colegilor? Nu știu, feedback-ul, de fapt, au fost ceva de genul, wow, de unde e clădirea asta, dar nici nu știam că este așa ceva în Chișinău, dar chestii, sau de câte ori trec pe strada respectivă, da, nici n-am observat acum, asta. Acum am început să observ și de fapt, când cineva îmi spune asta, îmi dau seama că, iată, de fapt, asta e scopul meu, nu știu dacă e scop în sine. Ideea mea era pur și simplu ca să postez poze cu Chișinău vechi și ca alții să observe și să facă și ei la rândul lor poze. Adică asta cumva poate ajută la o conștientizare că patrimoniul e important. Important și pe de altă parte trebuie salvat, pentru că de acord, da. Avem ceea ce avem la ora actuală. Tu de fiecare dată spui că nu știi dacă ăsta a fost țelul tău sau obiectivul tău major, dar iată că unele lucrări au fost expuse, ale tale au fost expuse în, dacă nu mă înșel, chiar și la rondul Ștefan cel Mare, da, exact, dar și la Muzeul de Apă a fost vernisată o expoziție. Și iată că lucrările tale s-au materializat sau ideile tale s-au materializat și au fost apreciate și împreună cu Agenția Națională de Inspectare a Monumentelor ai făcut o expoziție. Aș vrea să detaliez acest aspect. Da, de fapt, prima expoziție, prima expoziție de fapt a venit de la Ministerul Culturii, de la doamna ministru. Mi-a scris atunci pe Facebook în 2016, probabil, da, și mi-a propus atunci să facem împreună cu Ministerul Culturii o expoziție. Și am fost de acord, am realizat expoziția în septembrie. A fost așa, nu știu, a fost pentru mine un eveniment așa mai deosebit. După asta mi-am zis că mai vreau să continui să mai fac o expoziție și am scris domnului Ștefăniță, agenția atunci m-a susținut în realizarea acestei expoziții și am expus-o la Muzeul Orașului. La Turnul de Apă. Exact. Și acum probabil că este expoziția undeva în biblioteci, gen Onisifor Ghebu, dacă nu mă înșel. Da. A fost ok.
Ce înseamnă asta pentru tine? Iată, lucrările tale au fost expuse, au fost puse spre văzul tuturor. Ok, noi ne-am uitat pe blogul tău, da. Mai puțin intră acolo pentru că dacă știu unii, alții nu știu, pe rețelele de socializare, dar uite, să recunoaștem, la bibliotecă merge un anumit contingent de oameni, în parcul Ștefan cel Mare și Sfânt se perindă tot soiul de oameni și întreaga lume admiră asta. Da, cred că acolo la Ștefan cel Mare a fost ceva. Adică eu nu realizam de fapt ce înseamnă expoziția asta. Ok, eu am muncit atunci împreună cu doamnele de la Ministerul Culturii. Și a fost așa, a fost un pic emoționant, a fost un pic adică când muncești, nu te gândești că wow, cât de importantă este expoziția asta, pur și simplu muncești că trebuie să fie făcut la ora care trebuie și atunci chiar nu m-am gândit la, nu știu, cât e de important sau nu. Pur și simplu am făcut pentru că trebuie să fac asta. Și nu că asta nu mi-a creat plăcere, din potrivă, dar chiar nu mă gândeam la ce înseamnă asta. Apoi am realizat, deja după ce s-a terminat evenimentul, după ce a fost vernisare, am înțeles că și multe lume care pur și simplu trecea, se uita, chiar după asta am înțeles că e o chestie destul de importantă să ai expoziții, mai ales în astfel de locuri publice. Exact. Da, dacă vrei să aduci un mesaj la un număr mai mare de oameni, nu doar pe Facebook, atunci e chestie destul de important. Da. Ți-a fost, sau cât de complicat sau ușor a fost să selectezi, eu știu, lucrările pentru expoziții, pentru că să recunoaștem, nu încap toate fotografiile. A fost sigur că eu aveam câteva piese care cu siguranță intrau în expoziție, gen Ușa clădirii Hierța și Kligman, adică asta, și Ușa muzeului de etnografie. După asta a fost destul de greu de selectat, pentru că ele sunt destul de multe și au multe elemente faine. Da, nu a fost, adică a fost greu de fapt, dar nu atât de greu încât să... Dar până la urmă ți-a reușit și ai adus în public... Da, probabil că dacă aș fi făcut azi, aș fi făcut un pic mai bine, dar atunci a fost ce a fost. Știi cum, mai există posibilitate și mai există timp să faci o altă expoziție, pentru că... Da, de acord. Dar, de fapt, după expoziție îmi venise ideea că... venisem cu ideea că să facem o broșură. Și după asta, da, broșură. Și mă gândeam că ar fi păcat, bine, expoziția are loc și după asta cumva se dă uitării. Se dă uitării, evident, și pe Facebook e la fel, adică postez pozele, ele se duc undeva. Da, și după asta poate peste un an sau doi îți vin în memorii Exact, sau și... ele mai pun, evident, dar mi se pare că dacă, ca să ajungă la un număr mai mare de oameni, evident că ar trebui, nu știu, gen o broșură mică sau un album, evident, știu, sau am început să fac cărți poștale, numai că nu a mers? Nu cu ușile. N-am văzut, da, a mers, da? Am și una cu uși, dar aș vrea să fac un album ce ține doar de ușile vechi. Am înțeles. Da. A mers, numai că am acolo deja am prins, dar cumva clădirile per general. Nu. Ok, ok. La realizarea acestor cărți sau vederi, cum se mai spune, tu de una singură lucrezi? Da, în mare, adică, de fapt, da, lucrez singură plus deja tipografie. Da, da, da. Ok. Dar la machetare, singură, la... Da, singură, da? Ok, dar eu mă refeream și la faptul, poate vreun sponsor care să... Nu, din păcate. Te financeze, care... Nu știu dacă e ok să zic din păcate. Dar poate din fericire. Știi că uneori, dacă depinzi de cineva, cumva, eu știu, ești dator să... Sigur că da, mai ales când e vorba de un sponsor. Da. Nu, până când, nu...
sunt cam în mare parte pe forțele proprii și încerc să... Inițial am participat la câteva yard sale-uri, acum se vând la Mall Deco și la magazinul Fantasy, evident. Am înțeles. Da. Până când sunt doar pe resursele proprii. Probabil că de asta aș fi vrut ca cumva să fie tot mai rapid procesul ăsta, dar din cauza că fac cam singură totul... Cumva se trăgânează timpul, se întinde. Da, mai se întinde, plus asta mai vin idei, plus asta uneori îmi zic dacă trebuie asta... și cumva nu tocmai am motivație, după asta iar îmi revin și tot așa. Am înțeles. Să le spunem radioascultătorilor noștri că tu nu doar fotografiezi ușa și o postezi, da? Sau o pui pe blog, dar cumva spui și povestea, spui istoria, pentru ca cei care te urmăresc să cunoască, eu știu, mai profund despre ceea ce pui tu acolo. Despre uși depinde, aș fi sper în viitor să chiar mă interesează subiectul ăsta, unde au fost făcute și de ce, atelierele și așa mai departe. Dar mai mult mă axez pe istoria clădirilor, pentru că asta cam găsesc în ultima... Adică istoria lor. Da, văzusem, de ce spuneam asta, văzusem, nu știu exact la ce clădire tu ai fotografiat o ușă, după care a fost restaurată și ai spus și povestea ușii și povestea clădirii, așa, într-un per ansamblu. Nu țin minte de pe ce stradă și a cărei clădire a fost istoria. Pe Șusev, dacă nu greșesc. Da, am vorbit și cu domnul care a participat la restaurare. Exact. Da, e o istorie destul de impresionant, pentru că au mai fost restaurate, nu știu că la toate e ok dispus restaurate, unele reconstituite, ceva okay. De genul ăsta, ca la muzeul de artă, de exemplu. Adică după modelul original au fost reconstituite. Dar proiectul ăla e ceva ceva special, pentru probabil că proprietarul a vrut să o restaureze acolo, chiar a fost restaurare și au fost doi meșteri. Da, erau și cu meșterii. Da, exact, fotografii. Domnul Mihai Ciobanu. Și a fost așa, dumnealui mi-a povestit așa ca o poveste cum a participat la restaurare. E destul de greu, e dificil să restaurează o astfel de ușă și e costisitor. Dar a fost dorința proprietarului să... Este de admirat acest da, lucru. Da, acest lucru ca este un proprietar, admirat, un agent, exact. Eu știu, economic sau un proprietar de casă să, eu știu, să readucă ușa sau fațada casei de altă dată. Știi cum, cu fațada e mult mai greu și mai costisitor și tot felul de nuanțe. În momentul în care restaurează un element, cum spuneai și tu, asta poate și aduce în evidență acea clădire sau... Exact. Pentru că ușa chiar e nemaipomenit. Clădirea nu are atât de multe elemente. Știi, mai deosebite. În orice edificiu, când intri pe ușă. Exact. Și ăsta este elementul primordial al unui obiectiv. Exact. Eu vreau să te întreb dacă tu, eu știu, surprinzi acele momente ale orașului de altă dată intenționat, adică mergi, uite, te trezi dimineața și spui că pe agenda am la ora 11:00, mi-am luat aparatul de fotografiat și merg pe strada, eu știu, Șusev sau Alexandru Pușkin și acolo voi fotografia una, două, trei edificii sau una, două, trei uși. Sau... eu știu, plimbându-te întâmplător prin centrul vechi al Chișinăului și ai surprins. Ori da, una și alta. Și una și alta, de fapt. Dar știi cum, uneori n-am cheful ăsta, mai ales când e perioada mai rece a anului, atunci nu am nici chef, nici motivație și nu știu cum să zic. Dar aveam chestiile astea. Când făceam proiect mai des proiectul cu ușile,
Atunci îmi stabileam o zi în care luam o stradă. Așa. Și o parcurgeam de la început până la capăt pe jos și făceam poze. Și atunci cuprindeam și uși și clădiri și toate. După asta eu mai am perioada de toamnă, de exemplu, când se, nu știu, copacii frunze galbene și atunci iese mai bine cumva tot... Da, așa, ambientul arată altfel. Exact, arată altfel și clădirile arată altfel și, de exemplu, strada Bernardați, toamna, e superbă. Iarna când e zăpadă, adică depinde. Dar e așa cum zici și tu, înainte îmi făceam și un plan, dar acum chiar merg pe stradă, văd, oh, super fain, trebuie să fotografiez asta. Da, de fiecare dată mergi cu aparatul de fotografiat sau și cu telefonul, având acum smartphone inteligente, exact. Adică îți dau posibilitatea să imortalizezi orice și oriunde și oricând. Sigur că mi-aș fi dorit să merg tot timpul cu aparatul da, dar nu pot să-l car după tine așa. Foarte greu și da, fac poze cu telefonul de mult. Am înțeles. Spuneai ceva mai sus că niște băieți buni s-au apucat să facă o aplicație în care, eu știu, un traseu al ușilor, da? Să aplicația mai... deci ea există? Este funcțională? Da, sigur. Deci... Cândva, când am început proiect cu ușile și am început să fac pistrez, băieții de la Royal Maps și Radu Greacu, el, de fapt, mi-au zis că, uite, hai noi o să-ți facem aplicație și tu o să adaugi punctele astea. Și ea diferă foarte mult de, bine, nu foarte mult, de Google Maps. Ok. Cumva punctele, adică e mai ușor să pui punctele mai clar, e mai vizibil, poți pui poze și... Și atunci ei au făcut aplicația și am început să mă joc cu ea, am început să adaug poze, am început să adaug puncte, am început să... Adică e destul de interesant procesul ăsta. Mm-hmm. Dar probabil că dacă ei nu-mi dădeau ideea asta și nu făceam, cred că... Deci nu apăreau astfel de aplicație. Nu știu dacă apăreau, probabil că mai târziu și probabil că pe Google Maps. Dar iarăși, okay. Google Maps e așa, nu e atât de... Da, mi-a venit o idee foarte acum, chiar bună, zic eu, nu știu. Această aplicație cumva să fie, eu nu știu, poate ai vorbit cu cei de la Asociația Turismului Receptor, de la Centrul de Informare Turistic. Mm-hmm. Ar fi foarte fain pentru turiștii care vin în Republica Moldova și care cumva sunt impresionați de frumusețile Chișinăului și ăștia care se adresează la Centrul de Informare Turistic să spună, uite, mai avem și o aplicație a celor mai frumoase uși sau a celor mai frumoase clădiri în Chișinău și puteți să o accesați plimbându-vă pe străzile noastre. Da, e o idee bună. De fapt, nu m-am gândit la asta, adică uite, m-am gândit este o resursă. Fain, apropo, mulțumesc pentru idee. Este o, de fapt, harta până la urmă este o resursă și după asta știi cum apar ideile pe parcurs. Dar chiar sigur că da, este o idee destul de faină. Cred că ar putea fi pus în aplicare. Numai că acum, din păcate, aplicația îmi permite să pun un număr de puncte limitat. A, limitat, ok. Dar cred că asta e rezolvabil. Am înțeles. Noi cam suntem pe final de discuție. Ce planuri ai pentru, eu știu, viitorul îndepărtat, apropiat? Eu știu... Păi, eu cred că sunt mai multe idei, eu încerc să le... Așez așa, să le punctez. Da. Ziceam de broșură, plus în... A reapărut iarăși o idee nouă, gen contrastele urbane, nu știu, iarăși a fost pur și simplu câteva poze și asta a da, recent am văzut pe pagina de Facebook un contrast urban. Exact, asta tot a apărut așa spontan. Da, da. O să vedem unde o să meargă asta. Dar evident că broșura, aș vrea să studiez mai mult faza cu ușile și istoria lor și... Plus, aș vrea să scriu pe blog despre monumentele care sunt lăsate în paragină. Adică, foarte bun. Foarte bun.
Mi se pare că asta chiar e o problemă. E o problemă dramatică. Și îți spun de ce, foarte scurt, și încheiem această discuție, pentru că am realizat un documentar investigativ cu monumentul Conacul Balios din Ivancea, Orhei. Uh-huh. Deci un monument de arhitectură impresionant, care eu de fiecare dată mergeam acolo și mi se rupea pur și simplu inima văzând cum se delasă un monument și un parc atât de impresionant și de frumos. Deci este în paragină și în ruină, chiar dacă au fost alocate milioane de lei și agenții economici cumva s-au angajat să refacă, dar ei au pus termopane, genul așa, și au distrus tot ce mai era acolo din Conacul Balios. Tocmai de asta te susțin și în demersul tău pentru a aduce în prim plan, eu știu, această problematică durută, dar care da. Poate autoritățile se vor sesiza în urma, eu știu, a ceea ce vei... Nu știu dacă autoritățile cumva în planul meu, dar cel puțin... Nu, da. Deci tu să mergi pe calea ta. Exact. Exact, da. Autoritățile au treaba lor, na. Exact. Sunt alți obiectivul factori. Meu e ca asta să ajungă la cât mai mare de oameni, pentru că exact. Atunci când conștientizează un număr mai mare de persoane, atunci și altfel e... Altfel decurg cumva lucrurile. Da, am înțeles. Uite, după discuția noastră urmează imediat rubrica Călătoria Săptămânii și aș vrea să, eu știu, să ne spui o stradă în care noi să povestim la această rubrică și să aflem mai multe informații radioascultătorii noștri. Ce ne-ai sugera la Călătoria Săptămânii? O stradă? Este interesant. Eu nu știu dacă aș putea să zic o stradă. Mie îmi place foarte mult strada Bernardați, dar ea în ultima vreme într-o, nu știu dacă e ok să zic, degradare totală, dar deci e nepăsare, da? Nepăsare, cuiva. Tot felul de contraste, dar mie îmi place pentru că e așa o stradă foarte liniștită cu... Deci tu ai informații pe safekishinowordpress.com despre strada Bernardați? Nu. eu am pe câteva străzi despre ușile vechi, okay. Dar totodată scriu și despre străzi, câte puțin, adică deci, nu mult. Deci noi ne vom inspira de pe blogul tău pentru Călătoria Săptămâni. Așa că eu îți mulțumesc încă o dată pentru această discuție sinceră și interesantă. Eu mulțumesc te aștept cu mare drag atunci când vei realiza acea broșură, acel album la care poate visezi tu și deci despre patrimoniul național putem vorbi foarte mult, așa că de fiecare dată welcome și îți mulțumesc foarte mult. Mersi și eu, a fost un interviu foarte fain. Mersi. Doamnelor și domnilor, noi continuăm, mergem mai departe, fiți alături de noi.